Exact când credeam că nimic nu ne mai poate surprinde, iată că vine Oppo cu un telefon pliabil al cărui principal ingredient secret este că e mai mic față de cele existente. Începeam anul 2021 cu un hands-on cu un rulabil Oppo și începem 2022 cu un review pentru pliabilul companiei, primul telefon Oppo care se deschide ca o carte, Oppo Find N. Nu e disponibil comercial, dar ne oferă o privire spre viitorul segmentului de la o companie care tot strânge brevete și inovează în ultimii ani. De această dată s-a dus pe o cale bătută, dar cu o abordare puțin diferită și cu 4 ani de cercetare și dezvoltare în spate. Eu sunt Alex, voi priviți mobilissimo.ro și hai să vedem ce poate acest Oppo Find N. Din start, când începem să vorbim despre design, nu vor lipsi comparațiile cu Samsung Galaxy Z Fold. La bază, conceptul e același. Un telefon care se deschide ca o carte, are un ecran exterior și un ecran interior pliat pe mijloc. Primim și balama și o ramă metalică, ultra thin glass și protecție din plastic. Oppo afirmă că a lucrat 4 ani la acest produs și așa a rezultat balamaua Flexion. Ea include 136 de componente care se îmbină după modelul ceasornicăriei elvețiene și al încheieturilor umane. La interior arată ca o picătură de apă, iar ce remarc e că, odată închis telefonul, nu prezintă goluri între cele două segmente de ecran. Pliul se vede foarte puțin atunci când deschidem terminalul și aproape că nu se simte, fiind mai discret decât la Galaxy Z Fold-uri. Avem parte de Gorilla Glass Victus pe exterior, o ramă metalică lucioasă și ele compun împreună un terminal extrem de alunecos. Am stat mereu cu grijă ca nu cumva să-l scap din mână când făceam fotografii. Altfel, telefonul este elegant pe alb și are margini cu look cromat. De remarcat și că Oppo a folosit ceramică la soclul modulului camerei din spate. Păcat că nu avem parte și de certificare IP. Avantajul diagonalei mai mici față de concurență e că telefonul este mai manevrabil, inclusiv cu o mână, atât închis cât și deschis. Rămâne totuși un smartphone greu, la 275 de grame și gros la aproape 16 mm atunci când e închis. Ce nu îmi place e că marginile din plastic din jurul ecranului atrag scame, praf, particule și mai ales zona camerei selfie are de suferit. Cât despre ecrane, cel exterior este un AMOLED de 5,49 inch, iar cel interior este un AMOLED LTPO de 7,1 inch cu refresh rate de 120 Hz și suport HDR10+. Este cu 0,5 inch mai mic decât cel de la Galaxy Z Fold-uri, dar cumva mă înțeleg mai bine cu acest format. E mai aproape de un telefon mare decât de un iPad mic. Luminozitatea este similară pe ambele panouri, cu 646 de lux pe ecranul mic și 641 de lux pe cel pliabil. Panourile sunt de calitate, luminoase, viu colorate, cu unghiuri largi, contrast bun, tot ce trebuie. Și jocurile au arătat excelent, nimic de obiectat aici. Ba nu, mint, ar fi ceva de obiectat. Formatul pătrățos se pretează mai mult pentru scris, muncă, web browsing, nu pentru gaming sau filme, asta deoarece rămân acele dungi negre sus și jos când vedem un film, iar jocurile pot fi încadrate ciudat. Dotările sunt de top, cu procesor Snapdragon 888, 12 GB de RAM și 512 GB de stocare UFS 3.1. Fără microSD, doar avem atâta stocare internă. M-am uitat peste benchmark-uri și văd un loc 4 în AnTuTu 8, un loc 2 în AnTuTu 9 cu un scor uriaș și la 3 de marc top 10 lejer. E clar un telefon puternic, dar unul care se și încălzește în benchmark-uri până la 45,9 grade Celsius chiar. Culmea e că la jocuri nu s-a dus mai sus de 31 de grade. Bateria de 4500 de mAh e de apreciat prin mărime, deoarece e mai mare cu 100 de mAh decât la Galaxy Z Fold 3 și lucrăm cu ecrane mai mici. Și nici rezultatele testelor nu arată rău. Văd aproape 18 ore de playback video, dar și doar 9 ore și 48 de minute de utilizare continuă. Aici e în linie cu alte flagship-uri cu același procesor înfometat de energie, precum Oppo Find X3 Pro sau OnePlus 9 Pro. Per total, nu e rău, mai ales la playback video. Pentru încărcare, ai nevoie de doar 57 de minute până la 100%, iar în jumătate de oră ești la 60%. Telefonul are încărcare la 33W pe fir, wireless la 15W și încărcare inversă wireless la 10W. Mai departe ne oprim asupra difuzoarelor stereo, care completează cu succes experiența multimedia. Acustica este una plăcută și stereo, cum ziceam, dar ambele difuzoare sunt jos.
E logic acest lucru dacă ne raportăm la formatul telefonului, dar problema e că speakerele sunt destul de apropiate unul de altul și stereofonia are de suferit, aș spune. Bass avem suficient și în alte, iar la gaming suntem pe la 100 de decibeli, în vreme ce la sample-ul acustic am obținut 82,4 decibeli. E ok. Când vine vorba de conectivitate, primim și 5G, și Wi-Fi 6, dar și Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS, Galileo și QZSS. Există și NFC, dar și un port USB-C 2.0. Apelurile s-au auzit ok și speed testurile au arătat binișor, cu 540 MB/s la download pe Wi-Fi și 617 MB/s la upload. La testul 4G în rețeaua Orange am ajuns la 149 MB/s la download și 66,8 MB/s la upload. 5G nu am putut testa, deoarece telefonul e construit pentru China și astfel a avut probleme de incompatibilitate. În privința software-ului, încep prin a vă spune că tastatura despărțită în două e spațioasă și ușor de folosit la redactat texte, chiar și unele foarte lungi. Noi am preferat să instalăm Gboard, care prestează mai bine pentru limba română sau engleză. Oppo Find N rulează Android 11 cu Color OS 12 peste, dar o ediție de China, cu mult text în chineză și anumite zone nefinisate. Ne-a venit fără Play Store, dar am reușit să punem unul pe el și în mod neașteptat avea deja servicii Google. Are și un Oppo Store, care e sursă de rezervă pentru aplicații. Color OS 12 aduce o nouă generație de pictograme și un sidebar de două ori mai gros decât până acum. De acolo luăm aplicații sau funcții care se deschid sub formă de fereastră plutitoare. Există și un emoji, un avatar personalizabil pe care îl puteți crea, dar și o funcție de mirroring numită PC Connect. Cu ea poți face mirroring de pe telefon, pe PC-ul tău, cu Windows și poți face și transferuri de fișiere mai ușor. Găsim și Always On Display pentru ambele ecrane, dar și Dark Mode în setări, iar pe partea de securitate apare un cititor de amprente care își face treaba admirabil. E rapid și precis. Îl găsiți lateral în butonul Power. Pentru multitasking avem parte de Recents, dar și de split screen, plus ceva ce Oppo numește Flex Mode. Apropo, e aceeași denumire ca la Samsung, în mod amuzant. Acest Flex Mode e practic modul în care transformi telefonul într-un soi de palm, mini PC Vaio sau Communicator. Atunci când pliezi ecranul la 90 de grade și întorci telefonul cu partea mai lată sus, porțiunea de sus va afișa conținut, iar cea de jos tastatură. Flex se aplică și în cameră, cu jumătate de ecran pliat afișând opțiuni sau galeria foto și jumătate zona de captură. Poți folosi și ecranul extern atunci când faci o poză cu telefonul deschis, astfel încât persoana pozată să vadă un preview în timpul capturii. Ferestrele plutitoare sunt ușor de redimensionat și mutat oriunde pe ecran, cu o ciupire și drag and drop. Trecerea între ecrane, de la cel exterior la cel interior și viceversa, se face fără pic de întârziere și reluăm aplicația de unde am rămas. Oppo aduce și versiuni proprietare ale aplicațiilor clasice, de la player muzical, la galerie foto, notes, Reader, Phone Manager, Health, Weather și altele. Păcat că nu avem și suport pentru stylus. În privința camerelor, avem una selfie la exterior, decupată în ecranul cover, și una selfie la interior, decupată în ecranul pliabil. Fiecare vine cu rezoluție de 32 de megapixeli. În spate găsim transplantați doi senzori de la Oppo Find X3 Pro, camera principală de 50 de megapixeli cu stabilizare optică și focalizare omnidirecțională, dar și camera telefoto de 13 megapixeli cu zoom optic 2X. A treia cameră este cea de 16 megapixeli ultra-wide. Avem și filmare 4K la 60 fps, Blitz Dual LED, funcții AI, Portrait, Night Mode, dar și moduri speciale precum Expert, Movie, Dual View Video și un scanner de texte. Pentru galeria foto am luat telefonul la o plimbare prin București, în centrul orașului, la universitate și în zona Piața Unirii. Ca prima impresie aș spune că fotografiile sunt în general reușite, dar nu ar fi stricat o expunere mai mare. Soare aveam berechet, dar am simțit că sunt ușor întunecate. La zoom stăm mai bine decât arată pe hârtie acel zoom optic 2X și mă uit în special la acel ceas din turnul bisericii. Nu remarc diferențe mari de culoare între camera principală, cea ultra-wide și cea telefoto. Am apreciat mult textura acelor pietre șlefuite din curtea bisericii din fața hanului Manuc, Biserica Sfântul Antonie, curtea veche. La close-up am observat eșecuri de focalizare, care nu apar și la restul modurilor de fotografiere.
Vorbesc despre acei trandafiri temerari din curtea bisericii care nu s-au lăsat fotografiați close-up și nici răpuși de iarnă. HDR se aplică eficient și avem un dynamic range satisfăcător. Ar zice și că apare o ușoară tentă albăstrie a pozelor, o anumită răceală, poate un pragmatism prea mare. Culorile nu fac pop, nu sar în ochi ca la alte telefoane flagship. Unii le-ar numi realiste, dar eu le simt reci. Sunt puțin dezamăgit la selfie, acolo unde focalizarea mai dă și pe lângă. Am văzut fotografii selfie mult mai bune la telefoane high mid-range ca Galaxy A52s. Sunt totuși încântat de textura hainelor și de detalii pentru că operăm la rezoluția maximă de 32 de megapixeli. Arată bine și fundalul din spatele meu, poate chiar prea bine, față de chipul meu. Bokeh mă separă bine de fundal, cu mici ratări pe la urechi, dar unele foarte mici. Camera pare făcută pentru a captura arhitectură, clădiri ample, peisaje urbane. Am activat și modul AI la un moment dat și m-am trezit cu reversul medaliei. Culori nu reci, ci trezite la viață, cu o cromatică de Guardians of the Galaxy și videoclipuri ale lui Katy Perry. Mi-a plăcut totuși galbenul luminii de prânz care pica peste acoperișul unei biserici cu coloane bizantine, de fapt biserica mănăstirii Stavropoleos. Avem și poze cu cecul în toată splendoarea sa nerenovată de ani, dar și cu muzeul de istorie lipsit de Traian și Lupoaică. Detaliile arhitecturale de finețe se văd excelent prin lentilele acestui pliabil. Am descoperit și că uneori, dacă nu ai grijă cum ții telefonul, degetele vor intra în captura ultra-wide. A doua galerie selfie e făcută cu camera interioară, decupată în ecranul pliabil, și aceste poze parcă au ieșit ceva mai încețoșate. La low light am apreciat că avem night mode disponibil atât pe camera principală, cât și pe cea ultra-wide, dar și pe cea telefoto. Fotografiile arată ca de flagship, niciodată nu vedem cadre ratate, estompate sau zgomotoase. Fiecare luminiță din ghirlandele de la terasă e clar redată. Poate doar captura ultra-wide fără night mode să își mai dea împetec, amplificând luminile și deformând obiectele. În rest, felinarele arată perfect, orice obiect e bine definit și conturat, avem chiar și o focalizare de aproape de milioane pe acel cap de statuie de la fântână. Oppo Find N se poate lua la trântă cu marile flagship-uri din 2021 fără probleme la captura nocturnă. La filmare, remarc o stabilizare bună la panoramare și probleme cu microfonul din cauza vântului. Zoomul se face sacadat la trecerea între camere, iar cerul e complet alb. Detaliile sunt din abundență, îmi place verdele vegetației. Testul de focalizare între trandafir și curtea bisericii a fost trecut cu brio, ca acuratețe și viteză și am avut pe fundal și o domnișoară nemulțumită care bombănea la telefon că a venit să muncească în România și nu e deloc ok aici. Claritatea m-a adus cu gândul la OnePlus 9 Pro și iPhone 13 Pro și pot imputa doar expunerea în zona de sus a cerului atât. Am prins în filmări și un cotoi care arăta ca un pămătuf de șters praful și aici zoomul m-a enervat rău, cu ezitări între treceri între gradații. Filmarea selfie a prins o voce cu bas plăcut, dar imaginea e tremurată, nu prea generoasă cu detaliile, decent totuși focalizată. Primul test de stabilizare s-a făcut fără vreun mod steady pornit și rezultatul a fost fabulos. Zero trepidații, zero tremur, nicio defocalizare, rezultatul e de gimbal. Cu modul steady activat se reduc și mai mult mișcările, dar operăm doar în Full HD. Cumva parcă îmi plăcea mai mult ce a ieșit fără steady. Captura video de la cercul militar e una rece și albăstrie, dar se descurcă excelent cu subiecții în mișcare, nu și cu vântul năprazic din intersecție totuși. Completăm cu un nene care cântă la cimpoi lângă Piața Revoluției și pe care zoomul nostru nu prea îl flatează, apărând zgomot rapid. Văd că avem totuși un soi de zoom audio. Noaptea, filmarea e destul de bine stabilizată, de un galben corect, ușor fluctuant pe aloguri și sunt șocat de cât de clar e rezultatul. Luminițele sunt redate back cu back, focalizarea e ok, chiar dacă din mai multe încercări și sursele de lumină au dimensiuni rezonabile. Aș spune că e în top 3 filmări ale anului 2021, iar camera se poate bate cu OnePlus 9 Pro și iPhone 13 Pro. Minus close-up, culori reci și expunere extra sus la filmare. Iată, ne ajungi la concluzie și cine ar fi crezut că soluția pentru a face telefoanele pliabile mai atractive e să le faci mai mici. Cumva popularitatea telefonelor pliabile cu clapetă indica treaba asta, dar acum avem un format tip carte deschisă care este mai mult telefon și mai puțin tabletă. Oppo Find N este mai manevrabil decât concurența, are o cameră șocant de bună la filmare și captură nocturnă și vine cu un procesor cu performanță de top 10. Este un smartphone bun pentru multitasking și cumva parcă mai apropiat de productivitate decât de consum media. Ce face el bine? Construcția e fără reproș, telefonul este manevrabil, are ecrane luminoase, o cameră cu surprize plăcute,
este future-proof prin prisma hardware-ului și oferă o autonomie mulțumitoare la playback video. Cu ColorOS 12 m-am înțeles bine și am apreciat modul Flex. Ce putea fi mai bun? Captura selfie, corpul alunecos, lipsa de certificare IP, faptul că plasticul din jurul ecranului pliabil atrage particule de praf și scame. Rămâne în continuare un telefon greu și indisponibil. Nu se găsește la vânzare la noi și are soft de China, fără Play Store preinstalat și cu elemente de UI în chineză. E un pas în direcția bună totuși pentru Oppo și pentru întreaga industrie, arătându-ne că încă se caută formatul perfect de pliabil sau chiar s-a găsit și că nimeni nu are adevărul suprem sau rețeta perfectă încă, dar se apropie tare mult. L-am fi recomandat la un preț sub 7500 de lei la bătaie cu Galaxy Z Fold-urile dacă se găsea la noi. Pe curând!